Dezlegarea minciunilor, iubind și crezând o minciună Din spatele cortinei și în toate modurile posibile, dușmanul sufletelor, altfel cunoscut sub numele de satan, și-a petrecut ultimii șase mii de ani perfecționându-și abilitățile de a la omenirea. El realizează acest lucru amestecând puțin adevăr cu eroare. El a descoperit că așa cum puțină o travă amestecată cu mâncare bună atrage mai mulți consumatori, tot așa este și cu minciunile. Toate greșelile sunt menite să distrugă cunoștințele și încrederea omenirii în tatăl lor etern. El își îndeplinește în continuare planul pătând punctele fine ale adevărurilor lui Yahua, care explică cine, ce, când, unde, de ce și cum a planului de mântuire a omenirii de păcat cunoscut sub numele de mântuire. Ca rezultat a avut loc o transformare la nivel mondial, prin care majoritatea omenirii din toate organizațiile religioase au devenit cu bună știință sau fără să știe gardienii minciunii. Prin obiceiuri și tradiție au ajuns să iubească și să creadă minciuna. Pentru unii acest lucru poate fi mai evident în arena politică de astăzi, deoarece s-a format un abrug vast între două partide, apoi exagerat și mai mult de toate facțiunile presei. Toate aceste minciuni creează confuzie și totul pentru un joc de putere financiar evaziv, așa cum nu am mai văzut până acum. Cu toate acestea, pe măsură ce cunoașterea mai bună a scripturii crește, mulți de pe pământ descoperă că unele credințe și paradigme profund stabilite se dovedesc a fi complet eronate. Tulburarea inițială a unei adevăr este direct proporțională cu cât de adânc a fost crezută minciuna. Când o rețea de minciuni bine împachetate a fost vândută treptat maselor de-a lungul generațiilor, adevărul va părea cu totul absurd, iar vorbitorul său un nebun delirant. Lista minciunilor iubite și teoriilor conspirației, astă o listă, deci incompletă, a unor din unora dintre minciunile care au fost de mult ținute ca adevăr printre multe organizații religioase, biserice, sinagogi și societăți secrete. Dacă descoperiți în lista de mai jos unul sau două cu care nu sunteți de acord, continuați să citiți deoarece poate fi discutat mai pe larg mai târziu. Să nu ai încredere în mine, ci făți propriile cercetări. Nimeni nu este imun de a fi ținut de o învățătură eronată. Dar este nevoie de o persoană specială care cu umilință este dispusă să întoarcă totul pentru a căuta o relație mai strânsă, mai credincioasă și mai ascultătoare cu Yahua Elohim și pe măsură ce întoarcerea sa ca Yahushua se apropie din ce în ce mai mult. Adevărul poate suporta întotdeauna analiza și își permite să fie corect. Minciuna, veți deveni ca niște zei cunoscând și binele și răul dacă mâncați din copacul interzis. Minciuna, fiecare zi a creației a avut o lungime de o mie de ani. Minciuna, pământul a susținut viața de milioane și milioane de ani. Minciuna, astrologia va răspunde la toate întrebările vieții și vă va conduce pe drumul spre prosperitate. Minciuna teoria evoluției definește omenirea ca evoluând din strămoșii noștri mai muța. Minciuna Yahua Elohim a creat întunericul și răul. Consultați studiul cuvântului Isaia 45 cu 7, studiul al cuvântului ebraic. Minciuna, Talmudul Evresc și Mișna învinuiesc toate scripturile sacre. Minciuna profeții moderni îi triumfează pe preoții scripturali sau cel puțin sunt pe un plan egal ca în Islam, Mormonism, Martorii lui Jehova, Adventismul de ziua a șaptea, știința creștină, etc., Minciuna Mesia s-a născut în ziua de Crăciun 25 decembrie. Minciuna nici Iahușoa Mesia, nici satan adversarul sufletelor nu sunt activi în treburile acestei lumi sau în viețile personale ale indivizilor de astăzi. Minciuna a mânca comuniunea de împărtășanie înseamnă a mânca trupul propriu zis al lui Mesia cunoscut sub numele de transubstanțiere. Minciuna Mesia nu a venit încă pentru prima dată. Minciuna a fi gay, lesbiană sau transgen este demnă de sărbătoare. Minciuna stabilirea căsătoriei separată de către creator poate fi aplicată în mod egal oricărei combinații de bărbat cu bărbat sau femeie cu femeie, precum și oricărei combinații de persoane transgen minciuna, trebuie să ne închinăm și să ne rugăm Domnului Dumnezeu, Adon, Adonai, Duhul Sfânt și Isus Hristos, ca și cum ar fi nume de înlocuire autentice pentru Iahua, Tatăl Etern și Iahușua. Minciuna legea Torei și Tanah, Vechiul Testament, au fost eliminate la răstignirea lui Mesia. Suntem acum doar sub har, așa cum este proclamat de toate bisericile creștine. Minciuna, modelul sacru de măsurare a timpului solilunii stelar al Scripturii s-a încheiat la răstignirea lui Mesia minciuna cuvântul cheie ebraic H4150 Moedim, tradus ca anotimpuri în Geneza 1 cu 14, Levitic 23 cu 4 și Psalmul 104 cu 19, ce se referă doar la o oră stabilită în calendarul Gregorian Roman, Minciuna menția de mult promis a murit pe o cruce și nu pe stâlp. Minciuna ziua, lumina zilei despre care creatorul a spus că trebuie condusă de soare, începe cu adevărat la apus minciuna toate zilele sacre ale sărbătorii cadoșale ale lui s sau încheiat la răstignirea lui Mesia. Prin urmare, suntem liberi să păstrăm sărbătorile păgâne romane? Minciuna anul începe iarna? Minciuna luna începe conform calendarului modern de zid roman complet divorțat de fazele lunare? Minciuna luna începe la conjuncția întunecată sau semiluna așa cum o predau evreii moderni? minciuna, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei într-unul, așa cum este menționat în doctrina Trinității. Minciuna, anul începe când luna întunecată se aliniază cu soarele primăvara, așa cum este păstrat de iahudimii evrei moderni. Împreună, acestea marchează constelația instalată dominantă a zilei de anul nou în constelația pa, Pești, Dra Dagon, pe, de pe partea opusă a Universului, care nu este vizibilă în acea lună minciuna, metodele de măsurare a timpului atât ale creștinilor cât și ale evreilor sunt în perfectă armonie cu cea a creației și legea Vechiului Testament. Minciuna, Tatăl nostru etern, Creatorul Cerului și Pământului, a permis ca marele său mecanism de măsurare a timpului Soarele, Luna și Stelele să cadă în paragină și nu mai este sincronizat cu scaunul său de putere și lui nu-i mai pasă dacă sfințești anumite zile. Minciuna, duminica este ziua Domnului. Minciuna, nu există nicio modalitate de a localiza astăzi adevăratul șabat al zilei a șapte, așa că de ce să încercați? Pentru că soarele a fost mutat înapoi pe vremea regelui Ezechia și soarele a stat pe loc în timpul lui Iosua. Minciuna, Scriptura ne învață că sâmbăta este Sfântul Sabat, așa cum este ținut de evrei până astăzi. Minciuna Constantina a transformat sacralitatea zilei de sâmbătă, ziua a șaptea, în ziua a întâi duminică. Minciuna șabatul lunar al scripturii este numărat de la lună nouă întunecată sau în semilună. Minciuna Mesia a înviat din mormânt în dimineața duminicii Paștelui. Minciuna, semnul tău astrologic îți definește personalitatea și evenimentele importante din viața ta. Minciuna Catea lui Enoch ne învață adevărul despre soare, lună și stele. Minciuna sunt unele păcate pentru care Mesia nu a murit. Minciuna botezul morților este sancționat de Pavel în Scriptură. Minciuna este în regulă ca adepții ascultătorii ai Scripturii să sărbătorească sărbătorile păgâne romane de Anul Nou, Crăciun, Paște, Ziua Îndrăgostiților și Halloween. Minciuna, toate religiile duc la Tatăl Etern și Mântuire. Minciuna, toate traducerile Scripturii sunt cuvântul pur, perfect, nealterat al Eternului, fără modificări sau erori ale cărturarilor influenței evreiești sau romane. Minciuna de King James Bible este singura traducere legitimă în limba engleză. Minciuna musulmanii se închină la același Dumnezeu ca toți adepții Bibliei, Isaia 8 cu 20. Minciuna nu există ziua judecății, minciuna întreaga umanitate va fi salvată în cele din urmă, minciuna satana este responsabil de iad, Ezechiel 28 cu 14 la 19, minciuna nimeni nu uh, moare niciodată cu adevărat, dar trește veșnic, fie în fericirea plină de bucurie a raiului, fie în agonia chinuitoare, într-un foc veșnic azător al iadului. Minciuna iadul, așa cum este predat de creștinătatea postmodernă, arde și astăzi. Minciuna tatăl Etern plin de compasiune a torturat oamenii din iad în ultimii șase mii de ani, adică cu șase mii de ani mai mult decât Hitler. Totuși, cât de corect este Isaia 40 cu 10, Isaia 6, 62 cu 11, Apocalipsa 22 cu 12. Minciuna, avem puterea de a ne ruga, de a boteza sau de a plăti indulgențe unui preot pentru a scoate o persoană dragă din iad sau purgatoriu? Minciuna, nu există nicio răsplată veșnică pentru cei drepți care caută adevărul, care caută să-l urmeze pe miel oriunde merge el. Minciuna, viața eternă este accesibilă tuturor celor care spun doar cred. Minciuna biserica mea a bătut în cuie tot adevărul. Astfel nu este nevoie să studiez Biblia sau să urmez Duhul Roah, puterea, prezența și prevederea lui Yahua. Într-o lumină nouă, pentru a învăța orice ar putea fi contrar doctrinelor mele actuale ale bisericii sau ale onoratului meu papă, profet, reformator, rabin sau pastor minciuna, alte biserici și organizații religioase urmează Babilonul, dar biserica mea este imună pentru că suntem sub har sau din cauza sabatului nostru de sâmbătă care ne va salva de la primirea semnului fiarei sau o altă scuză utilă sau antidotul care nu se găsește în scriptură. Minciuna, avem adevărul pentru că avem un profet model și prin urmare suntem imuni la minciunile Babilonului. Minciuna, pesahul nu este sigilul lui Yahua Elohim, Minciuna săptămâna a continuat încă de la creație, mergând la fiecare șapte zile fără sfârșit și fără nicio legătură cu luna. Minciuna există o, o procesiune a stelelor în raport cu pământul și cu echinoțile, Această teorie stipulează că metoda creatorului de măsurare a timpului s-a schimbat constant în cerul și nu mai este sincronizată cu începutul anului din vremea lui Moșe și nici nu corespunde cu calendarul original al creatorului. Minciuna, numai evreii rămân poporul ales al lui Dumnezeu? Minciuna, bisericile creștine i-au înlocuit pe evrei ca popor credincios al său, adevărat și ales? Minciuna, păzirea Duminicii este semnul fiarei? Minciuna, Isus este singurul nume de sub cer prin care trebuie să fim mântuiți? Fără îndoială există multe alte minciuni care pot fi adăugate la această listă. O poate că sunt câteva pe care continuați să le considerați adevăruri, dar tocmai acesta este ideea. Cu toții am fost mințiți într-un fel sau altul. Cu toate acestea se poate observa că există multe minciuni pe care omenirea le-a iubit și crezut de-a lungul mileniilor. Multe dintre minciunile de mai sus au fost declarate pentru prima dată în Babilon și unele înainte de acea, aceea în grădina Edenului în prima săptămână după ce Adam și Eva au fost creați. Adevărul este cheia care eliberează omenirea de robi a minciunilor. Făgăduințele Scripturii cu privire la venirea lui Mesia și apoi împlinirea făgăduinței lui ca înlocuitor al mierului nostru a oferit calea pentru a descoperi povestea reală dezvăluind minciunile și dezvăluind adevărul. Ni s-a oferit opțiunea de a cunoaște adevărul și de a fi eliberați de minciuni. Dar atât de des, atunci când ne-am dat ocazia de a descoperi adevărul, l-am respins în favoarea minciunilor noastre, profund înrădăcinate de mult timp. Așadar, cum putem întoarce totul și să devenim demni să intrăm în împărăția lui Yahua, guvernul său perfect și să primim răsplata vieții eterne? Există două moduri de a fi păcălit. Una este să crezi ceea ce nu este adevărat, celălalt este să refuzi să accepți ceea ce este adevărat. Cu toții ne-am uh, întâlnit și am discutat teme scripturale cu oameni din diferite medii religioase. Mulți dintre acești oameni nu pot să iasă mental din cutia denominațiilor specifice bisericii pentru a ține o conversație fără să devină agitați sau chiar supărați pentru ceva despre care nu cunosc. Mai ales în ceea ce privește lucrurile care în prezent sunt restaurate și ies la lumină. Două dintre aceste subiecte sunt numele sacre ibraice ale lui Yahua și Yahushua, precum și calendarul biblic original cu zilele sale de lună nouă, șabatele lunare și sărbătorile sacre. Ei simt că dacă biserica, profetul, papa sau reformatorul lor nu, a, nu o învață, atunci nu are nicio aplicație pentru ei. Nu ar trebui să tăragem la răspundere bisericile și sinagogile noastre denominaționale în fața scripturii? Din păcate, cei mai mulți dintre noi suntem simple produse ale bisericilor noastre, care nu excelează niciodată în cunoașterea scripturii, dincolo de limitele doctrinare clare, precondiționate ale crezurilor bisericești cu care am crescut. S-ar putea să fi crezut cu toții la un moment dat că cei care au venit înaintea noastră au rezolvat toate necazurile din scriptură și din învățăturile ei doctrinare, astfel încât ceea ce prezintă ei astăzi de la Amvon să fie adevărat? Da, da și da. În consecință, trebuie să fim foarte răbdători și plini de compasiune cu acești oameni, pentru că într-adevăr putem înțelege. Este propria noastră experiență personală cu privire la acest subiect care servește pentru a ne menține umili. Drept urmare, niciodată nu putem căuta să înfruntăm sau să constrângem prin control manipulare sau condescendență pentru a-i aduce pe oameni la adevăr. Pur și simplu nu funcționează așa. Al nostru este să împărtășim și apoi să lăsăm așa, având încredere în Iahua în că va face restul. Discutați despre Mesia deoarece singura cale către viața veșnică este cea mai bună platformă pe care să dezvoltați un teren comun. De aici identifică ce înseamnă să fii pe calea mântuirii. Toți credincioșii în Mesia, într-o măsură sau alta, cred că sunt pe acea cale. Putem declara surpriza noastră copleșitoare de a descoperi că calendarul cu care am fost crescuți cu toții nu este în armonie până la urmă cu cel al scripturii și să discutăm de ce contează. Dar pe măsură ce le recunoașteți rezistența de a lua în considerare chiar și un adevăr suplimentar față de ceea ce învață pastorul sau rabinul lor, în timp ce le arătați din scriptură, intrați în mai multe detalii despre ce înseamnă să fii pe calea sau uh, calea lui Mesia și ce nu înseamnă aceasta. Calea adevărului lui Yahushua. Voia lui Mesia este ca noi să continuăm pe calea căutării luminii de pline a adevărului, indiferent de cost, pentru că acesta este procesul prin care Iahua crește o inimă separată în fiecare dintre noi. Yahushua Mesia al nostru a spus astfel. Yahushua a zis, eu sunt calea adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cine nu-și a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine.